Odată cu venirea căldurii, după ploile de primăvară, tot mai mulți șerpi își fac apariția în zone locuite, reptilele ies din hibernare și caută hrană. Un șarpe a fost zărit aseară într-un cartier din Cluj-Napoca de proprietarul unei case. Un echipaj de jandarmi a mers acolo și a găsit reptila de un metru și jumătate, un șarpe de alun, încolăcită pe gardul imobilului. După ce a fost capturat, șarpele a fost eliberat în habitatul lui natural. Specia nu este veninoasă, însă activiștii de mediune recomandă să nu acționăm singuri pentru capturarea acestor reptile.